Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună acest medalion pe care îl putem atașa unui colier simplu de perle. Colierul poate fi făcut de noi. Eu l-am confecționat singură folosind mărgeluțe cu dimensiunea de cu diametru de 1 centimetru, iar acestea mai mari au 1,2, deci 1 centimetru și 2 milimetri. Pentru a crea acest medalion, eu am folosit mărgeluțe de culoare albă cu diametru de 0,6 centimetri, 0,4 centimetri, precum și o mărgeluță cu diametru de 1 centimetru, care va fi pusă în mijloc. Apoi vom avea nevoie de foarfece, care este necesară în lucrările noastre, bricheta pentru a stabiliza la urmă lucrarea, firul transparent de nylon. Firul meu are un diametru de 0,26 mm și, bineînțeles, acul. Acul care îl alegem în funcție de numărul mărgeluțelor cu care lucrăm. Acul meu este foarte fin, are, cred că, o dimensiune de un diametru de 0,6 mm și, fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm medalionul. Pe firul de nylon am înșiruit deja un număr de 9 mărgeluțe, cele cu dimensiune de 0,4 cm. Acestea vor forma partea centrală a medalionului. După ce le-am înșiruit aceste 9, 2, 4, 6, 8, 9, se vede foarte bine, voi lega capătul firului, creând un cerc. Vom face 2-3 noduri ca să fim sigure că lucrarea este stabilă și că nu se va desface. Lucrând doar în culoarea albă, este cel mai indicat să folosiți firul transparent, pentru că apoi va fi acel joc de mărgeluțe. Și dacă vom folosi firul de ață, se va vedea urât între mărgeluțele pe care le vom aplica. Eu am făcut mai multe noduri aici pentru a fi sigură că dau stabilitate lucrării. Și deocamdată acest capăt îl las în acest fel. În acest moment voi pune în mijloc mărgeluța cu diametru de 1 centimetru. Așa cum am repetat și alte dăți, aici mărgeluțele nu sunt pe număr, ci după dimensiuni. Am fixat mărgeluța aici și cu acul voi da un pic de stabilitate acestei mărgeluțe. Voi întoarce aici un mărgea înapoi, în felul acesta. Voi încerca să dau un pic de stabilitate mărgeluței din mijloc și voi lucra de jur împrejur. Voi intra cu acul. Am ajuns din nou la jumătate și acum voi intra din nou mărgeluță, în cea mare, ați văzut, și din nou voi trece prin celelalte mărgeluțe, partea cealaltă, până când voi ajunge la capătul unde am introdus
deja mărgeluța cea mare. Aici mă voi opri. În felul acesta am fixat deja mărgeluța mare. Acum vom începe lucrarea propriu-zisă. Voi pune pentru început o mărgeluță cu dimensiunile de 0,4, apoi voi atașa mărgeluța cu numărul 0,6 și o nouă mărgeluță cu 0,4. Fiind fixate aici, voi intra cu acul în cele două mărgeluțe următoare din primul rând pe care l-am lucrat. Felul acesta. Acum voi atașa o mărgeluță de 4, de 0,4, una de 0,6, cu acul mă voi întoarce în mărgeluța de 0,4, care este vecină acelei de 0,6. Voi intra în interiorul acesteia mai întâi. Voi trage firul și după care voi intra în primul rând de mărgeluțe și voi trece din nou prin alte două mărgeluțe. Vom forma un joc de mărgeluțe. Ați văzut că am ieșit cu firul o mărgeluță după cea cu numărul 4. Acum din nou voi pune mărgeluță cu numărul 4 și una cu numărul 6. Și voi repeta din nou același lucru. Voi intra în prima mărgeluță de aici, cea vecină a mărgeluței numărul 6. Sper să se vadă, pentru că am încercat să fac cu lumina zilei acest tutorial. De obicei le fac noaptea, pentru că atunci am mai mult timp. Și apoi, din nou, exact modul în care am procedat cu celelalte mărgeluțe, voi intra în primul rând de mărgeluțe și voi trece cu acul prin două dintre ele și voi ieși în următoarea mărgeluță după cea cu numărul 4, sau și-ai spun numărul 4 ca să fie mai pe înțelesul dumneavoastră. Vom continua astfel de jur împrejur. De jur împrejur, atașând o mărgeluță cu numărul 4 și una cu numărul 6, repetând mereu aceleași mișcări. Uitați că aceasta nu vrea să intre. Voi intra în mărgeluța cu numărul 4 de aici. Bine. După care voi intra în mărgeluțele de deasupra, din primul rând, și uitați-vă de aici, voi ieși
o mărgeluță după mărgeluța numărul 4 pe care abia am atașat-o. Vom continua. Acest medalion îl puteți folosi, așa cum spuneam, la o pereche de mărgeluțe pe care le puteți face dumneavoastră. Din nou, mărgeluță care nu vrea să treacă. Trebuie să fiți atente în alegerea acului, pentru că, așa cum vedeți, mărgelele, chiar dacă sunt egale ca dimensiune, nu au mijlocul în același fel, gaură din mijloc. Așa, acum voi intra în primul rând de mărgeluțe. Voi trece prin următoarele două. Și voi continua lucrarea. Cel mai sigur, primul medalion vă va da un pic dureri de cap până când veți învăța exact unde introduce acul, dar în sine este foarte ușor. Odată ce ați reușit să executați unul dintre aceste medalioane, apoi totul va veni de la sine, veți vedea că le veți învăța cu ușurință și le veți lucra foarte repede. Eu am găsit acest model într-o carte, într-o revistă și, bineînțeles, mai întâi am exersat, așa cum fac întotdeauna înainte să fac o anumită lucrare. Am exersat și de aceea vă spuneam că primul vă va da un pic de dureri de cap, după care totul va decurge cu foarte mare ușurință. Vom intra din nou mărgeluța cu numărul 4, eu așa le numesc. Vom intra în cele două mărgeluțe din primul rând. Dacă este nevoie, așa cum am făcut eu, puteți să luați în mână lucrarea, nu este nicio problemă. Important este să ajungeți la rezultatul dorit. Acum voi introduce din nou mărgeluță cu numărul 4, cea cu numărul 6. Așa. Voi intra din nou prima mărgeluță cu numărul 4 de aici. Vedeți, de acum fiind aproape format medalionul, aproape că nu mai am nevoie să-l iau în mână. Și voi trece prin următoarele două mărgeluțe. Voi da stabilitate. Apoi voi intra din nou prin mărgeluța numărul 4. Pentru că va trebui acum să atașăm doar o singură mărgeluță, mărgeluța cu numărul 6. Așa, deci voi trece pe aici. Voi atașa mărgeluța numărul 6. Mă voi întoarce aici la mărgeluța cu numărul 4. Mă voi întoarce înapoi un pas
asta pentru a încheia toată lucrarea, să fie în mod egal, după care vom da stabilitate acestor fire. Și în ce fel voi da stabilitate? Voi trece un pic prin câteva mărgele, dar mai întâi aici voi face câteva noduri cu acul. Deci voi intra de câteva ori pentru a da un pic stabilitate firului. În alt mod medalionul se va desface. Eu încerc întotdeauna să merg cu foarte mare grijă tutorialele, de aceea, văzând diversitatea lucrărilor care există pe canalele de YouTube în limba română, încerc să vin cu anumite noutăți pentru doamnele începătoare, să le ajut să vă ajut în lucrările dumneavoastră. Și de ce nu să învățăm împreună câte ceva nou? Acesta este foarte important. Deci, după cum vedeți, încerc să nu încalc teritoriul nimănui și să fac lucrări care să fie și atrăgătoare în același timp, care să vă stârnească interesul și care să fie apreciate, bineînțeles, pe măsura muncii care se depune. Acum am ajuns aici, am dat oarecum stabilitate lucrării, voi face din nou câteva noduri, după care medalionul nostru este gata. Acest medalion, așa cum vă spuneam, îl puteți atașa unui colier din mărgele pe care îl puteți lucra dumneavoastră. Eu vă voi explica în ce mod am lucrat colierul meu și veți vedea că, dacă veți dori, puteți lucra și dumneavoastră și, de ce nu, să fiți foarte, foarte elegante. Acum am încheiat. Dacă este nevoie, putem stabiliza un pic capătul de fir de aici cu bricheta, însă cu foarte mare atenție, așa, să nu ardem tot firul. Medalionul nostru este gata. Așa cum spuneam, vă voi explica un pic. Am pus mai întâi un număr de 10 mărgele cu dimensiunea de 1 cm, după care am intercalat 5 mărgele de 1,2 cm cu mărgeluțe de 1 cm. După cea de-a 5-a mărgeluță de 1,2 cm, am atașat medalionul. Și pe partea cealaltă m-am întors în același mod, 5 mărgeluțe de 1,2 cm intercalate cu mărgeluțe de 1 cm și am încheiat cu mărgeluțele de 1 cm. Bineînțeles, la capăt este încheietoarea. Acest medalion poate fi și o frumoasă pereche de cercei, atașând suporturile pentru cercei și, de ce nu, o frumoasă broșă, punând pe spate, dar apoi vom face și broșa. Aceasta am vrut să vă arăt astăzi, sper că s-a văzut ceea ce am lucrat. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni cu noi tutoriale. Vă mulțumesc!